Aș vrea să discutăm, domnule Oprea, și despre cum se pregătește Partidul Social Democrat pentru alegeri. Prezent în studioul Puterea Știrilor, Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, susținea că PNL nu guvernează cu ochii la sondaje. PSD guvernează cu ochii la sondaje? Nu. PSD guvernează cu ochii la cetățeni. PSD guvernează cu ochii la economia românescă și încercăm să venim cu acele proiecte, cu acele măsuri care vin să sprijine pe de-o parte cetățenii. Și ați văzut propunerea de creștere a punctului de pensie sau de creștere a salariului minim, pentru că se simte nevoia de măsuri de creștere a veniturilor atât a pensionarilor cât și a persoanelor active în câmpul muncii astăzi și de asemenea cu măsuri care vin să sprijine mediul de afaceri. Până la urmă, cea mai bună măsură de protecție socială rămâne tot locul de muncă bine plătit. Deci nu guvernează Partidul Social Democrat cu ochii la sondaje. Nu, cu ochii la cetățeni și la nevoile economiei. Pentru primăria sectorului 5 încă nu s-au organizat alegeri, cei drept așteptăm o decizie de la guvern pe direcția aceasta, însă Partidul Social Democrat are o listă cu nume de potențiali candidați pentru primăria sectorului 5, pregătește o strategie pentru primăria sectorului 5, un plan de campanie. Nu avem o decizie internă în Partidul Social Democrat referitor la primăria sectorului 5. Credem că în acest moment sunt lucruri care, într-adevăr, sunt extrem de importante pentru toți cetățenii, că sunt din sectorul 5, că sunt din comunele din județul Prahova, pe care eu reprezint în Parlamentul României. Dar poate sunt Această investiții idee, care această stagnează idee în sectorul 5, nu, asta nu tocmai din înseamnă, această astăzi, cauză. lucrul acesta nu înseamnă că sectorul 5 nu are un executiv. Există un viceprimar care are rol de primar, există Consiliul Local, există decizie, există funcționarii publici din interiorul sectorului 5. Nu cred că putem să punem lucrurile în acest termen. Sigur că un primar destoinic, vedem că face diferența, ne uităm cum arată sectorul 4, ne uităm cum arată sectorul 1 și vedem ce înseamnă să fii un primar bun și ce înseamnă să fii un primar care nu te interesează, pe care nu-l interesează cetățeanul sectorului. Asta e evident. Luați în calcul să-l susțineți, nu știu, pe Vlad Popescu Piedone? Ar fi o variantă? V-am spus că nu este o decizie în interiorul Partidului Social Democrat. Acum, în calitate de purtător de cuvânt, sunt oarecum restricționat în ceea ce transmit de foarte multe ori, pentru că eu vorbesc despre deciziile care au fost formalizate în forurile de conducere, fie în birou politic, fie în Consiliu, adică sunt deciziile care sunt deja luate și votate. Daniel Florea și-a dat demisia din Partidul Social Democrat, am văzut și oficial în Parlament, tocmai din această cauză, spune dânsul, pentru că Partidul Social Democrat ar avea câteva variante de candidați, dânsul nu s-ar fi regăsit printre ele. Care a fost, de fapt, situația? Acum știți că Cum cunoașteți? demisia este un act unilateral de voință întotdeauna. N-am să comentez deciziile personale ale domnului Florea, cu care, de altfel, am fost coleg. Da. Aș vrea să nu încheiem această discuție fără să aflu și părerea dumneavoastră în privința transferului recent făcut de Partidul Național Liberal. Daniel Breaz, fost ministru al Partidului Social Democrat, iată de ieri liberal. Cum Iarăși este o vedeți? opțiune personală a domnului Breaz. Sigur, n-am să-i comentez această opțiune. Am fost colegi într-un mandat în Senat, am fost și colegi de cabinet la un moment dat. Sunt decizii personale.